O majoritate covârșitoare a americanilor care spun că se roagă au raportat că au văzut răspunsul la cel puțin una dintre rugăciunile lor în ultimul an potrivit unui nou sondaj. Fundația Radiant a publicat rezultatele unui sondaj bazat pe răspunsurile a peste 1700 de americani care coincide cu Ziua Națională a Rugăciunii deja trecută. Sondajul denumit 2023 American Prayer Wrap a arătat că 87% dintre respondenții care se roagă au văzut cel puțin una dintre rugăciunile lor răspunse în ultimele 12 luni. Rezultatele suplimentare ale sondajului includ date care măsoară ponderea americanilor care se conectează cu o putere mai mare la 85%. Potrivit sondajului, americanul mediu se roagă de două ori pe zi și timp de 18 minute în fiecare zi. 84% dintre cei chestionați cred că Dumnezeu le aude rugăciunile indiferent de modul în care cred. Sondajul a identificat cel mai popular moment de rugăciune ca fiind ora de culcare, 55%, urmată de răsărit, 50%, noaptea, 45%, cină, 29%, după amiază, 27%, micul dejun, 27%, naveta spre serviciu, 25%, în timpul unei plimbări, 25%. Înainte de școală sau de la serviciu 20%, în timpul sarcinilor 16% și la apus 15%. Majoritatea covârșitoare americanilor se angajează singuri în rugăciune, 94%, deși majoritatea spun că se roagă și cu familiile lor, 67%, și cu membrii grupurilor lor religioase sau spirituale, 61%. Însoțitorii de rugăciune, mai puțin obișnuiți identificați de respondenți, includ animale de companie 50%, prietenii 40% și străinii 27%. Unul dintre patru americani se roagă la locul de muncă, 74% dintre cei care fac acest lucru, menționând stația de lucru ca fiind locul lor de alegere pentru conectarea cu Dumnezeu. Proporții mai mici de respondenți se angajează în rugăciune, în parcarea locului lor de muncă, 42%, în toaleta de la serviciu 31%, sau într-un alt spațiu dedicat la birou 19%. În timp ce unii americani aleg să se roage la locul de muncă, cei mai mulți preferă să se conecteze cu Dumnezeu în altă parte. 83% dintre respondenți au declarat că s-au rugat în dormitorul lor în ultimele 12 luni, în timp ce 61% au spus că s-au rugat în mașina lor. Mai puțin de jumătate dintre cei chestionați s-au rugat la casa lor de cult în ultimul an, 46%, în timp ce mai puțin s-au rugat în natură, 43%, la duș, 40%, la un cimitir, 23%, la un altar religios, 18%, la școală, 16%, în transportul public, 14% și la sală, 11%. Cele mai frecvente cereri de rugăciune implică bunăstarea unei persoane dragi, Într-o perioadă de criză 76%, sănătatea unei persoane bolnave 71%, a altor persoane care suferă într-o perioadă de criză 68% și a unei persoane. Propria sănătate atunci când se bolnăvesc 56%. Sondajul se bazează pe răspunsurile culese în aprilie de Radiant Foundation și Skylight, relatează christianpost.com. Distribuie și abonează-te pe canalul nostru de YouTube Focus Creștin.